Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod de Among the New Sleep sau, cum îi spunem noi, jocul cu copilul în care mama se pare că a dispărut, avem un ursuleț care ne ajută, este un joculeț horror și trebuie să găsim, am rămas să găsim încă 4 bufnițe pentru a ne putea catapulta în chestia din fața mea. Pentru cei care n-au văzut episoadele anterioare, sunt 2 la număr, acesta este al 3-lea, vă sugerez neapărat să le vedeți pentru a înțelege toată povestea, pentru că e genială. Nu uitați de un follow pe Instagram în dreapta jos la nocif.insta. În fiecare seară la 8 suntem live pe StreamCraft, aveți primele două linkuri din descriere și aveți și canalul secundar tot în descriere, nocif2.0. Dați acolo un subscribe și hai să vedem. Ok, am mai găsit o bufniță. Bun. Okidoki. Suntem blocați. Bă, suntem blocați aici. Oh my god, man. Nu, te rog. Te rog. Ce se aude? Cred că vine cineva. E cineva aici. Ok. Cineva ne-a încuiat și ne-a descuiat. Bun! O zis ursulețul care este în spatele nostru, probabil o să-l vedeți acum în spatele nostru. O zis că să facem liniște, că o să ne cam audă. Bun, punem și ăsta. Mai trebuie încă 3 bufnițe. De unde naiba le luăm? Oare putem trece pe aici? Ia să vedem. A, fii atent că chiar putem merge pe aici. Bă, nu vreau să merg de-a bușilia. Uitați-vă, vedeți că sunt un copil? Uite-te cum merg. Cât de greu merg și dacă merg așa fug. Hopa. S-a auzit ceva creepy. Și topoganul ăsta, de fapt, ce nu-i topogan, e leagănul ăsta, e super mega creepy. What? De unde veni mingea aia? Da, suntem în căutarea celor încă 3 bufnițe. Bun, s-ar putea să mai fie una pe aici. Așa ar părea. Avem un bolovan pe chestia asta. Cum naiba îndepărtăm bolovanul? Bun, s-o salvăm măcar de aici în cazul în care pierdem. S-a salvat. Deci nu putem. Trebuie să îndepărtăm cumva bolovanul. What? Am crezut că e cineva aici, dar se mișcă ăsta singur. Înainte nu se mișca când am venit. Only, only. Deci, nocivanilor, aparent nu suntem singuri. A, cred că știu, gata. Ia. Stai, mă, nu pot să urc. A, așa pe aici, cred. Bă, ce creepy e chestia aia. Cum naiba ne urcăm? Ia. Cum naiba mă urc? Oare dacă mă pun de-a bușilia? Nu, e mai greu așa. Ok, și cum se presupune că ar trebui să mă urc? Cred că trebuie să mă urc, uite, pe chestia asta și să sar cu ea. Și mă gândesc că așa aș putea să dau deoparte la, dar nu înțeleg cum ar trebui să mă urc. Opa, uite o bufniță din aia mare și aici. Oare ce vor însemna bufnițele astea, nocivanilor? Atâtea întrebări la care sper din tot sufletul să găsim răspunsurile. Pentru că mama noastră este de negăsit. Suntem în niște zone super mega creepy și suntem un copil de 2 ani. Cum naiba urcăm aici? Are cineva idee cum urcăm? Pe bune? Serios vorbesc? De ce mă tot împiedic? Cum urc aici? Să pot să iau asta așa? Ia. A, nu pot să o iau. Trebuie neapărat să deschid. Deci, într-adevăr, avem o bufniță înăuntru, dar nu știu cum se presupune că ar trebui să deschidem mai... Ah, ia. Ăla-i, bă. Bine, mă. Nice. Uite, mă, că m-am descurcat. Bun, avem încă o bufniță. Ne mai trebuie încă 2 bufnițe și gata, ne putem catapulta. De-abia aștept să scap de aici, din mlaștina asta urâtă, mă. Hai de capul nostru. Numai să nu ne apară unul acum în față, că ăia am fost. Opa. Bă, dar de ce mă tot împiedic? Putem să deschidem astea? Nu, fii atent. Fii atent că putem merge pe aici. Ok, let's go. Hâț. Și se pare că mai avem de mers puțin, nocivanilor. Bă, dar am mai fost aici, parcă. Începe să-mi bată inima foarte repede. Am salvat. Și cred că o să se întâmple ceva oribil.
Tot timpul când salvezi într-un joc horror, trebuie să te gândești că vor să salvezi într-un motiv. Am ajuns într-o gaură care s-a închis. Hei, mulțumesc! Ah, ok. Ah, și uite, ăsta e ursul, vedeți? Dacă îl țin, aparent îmi ține lumină. Ok, bun. Este ca o lanternă. Zice, ursul ne-a zis că locul ăsta îl înspăimântă. Hai să vedem, putem să luăm aia? Sau cum ne-a ajungem? Avem încă o bovniță aici. A, ok, aici este. Cred că o să cădem. Dintr-un motiv sau altul. Vreau să iau repede și să plec. Băț? Ok. Bun, asta deja nu mai e deloc frumoasă. E ceva super mega creepy. Come on, man. Ok, dăm asta jos. Și putem să deschidem ușile. Perfect, ne mai trebuie încă una, nu? Oh, am ajuns tot aici. Hai să le punem piestea pe care le avem. Bă, nu mai vreau să cad. Bun, hai să punem bovnițele pe care le avem și cred că mai avem nevoie de încă una, dacă nu mă înșel. Pe aici am fost, oare? Wow, 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 wow. Bă, dar zgomotele astea, te rog, bossule, sunt doar un copil de 2 ani. Fii serios. Frate, lasă-mă. Sunt doar un copil de 2 ani. Ai și tu milă. Bun, avem 2 și cred că ne mai trebuiau 3 sau 2 ne mai trebuiau. Nu mai știu. Bun, ia să vedem. Zi-mi, te rog, că doar 2. A, mai îmi trebuie 3. Ok, man. Deci încă una. Încă o buvniță nocivanilor și misiunea este completă. Unde neba ar putea fi ultima? Bineînțeles că ar trebui să fie o ultimă. Bineînțeles că nu poate fi atât de ușor, nu? Era și culmea. Hai să vedem, mai găsim pe aici. Ok, am găsit încă un desen, am salvat. Asta ce? What the hell, man? Bun, ne mai trebuie încă una. Aici am fost. Perfect. Avem lopățica. Mă gândesc că nu mai avem ce căuta pe aici. Deși hai să mai încercăm, totuși. Pentru că suntem niște copii care nu ascultă. Niște copii neascultători. Dar da, nu este aici. Bun. Ne întoarcem și ne mai trebuie încă o bufniță, măi. Încă una. Haide, frate. Hai că se poate. Unde mi este bufnița? Cercetăm și pe aici, pe lângă copăcei. Și de-abia aștept să o găsim pentru a ne putea catapulta. Dar faza e că nu ne dă nici măcar un hint, nimic. Hai să facem lumină cu ursul. Ok. Pe aici nu putem trece. Bine de știut. Unde naiba nu am căutat, mă? Trebuie să fie ceva. Opa. A, suntem înapoi. Trebuie să fie un loc pe care nu l-am căutat. Oare în zona asta? Nu, că de acolo am venit. Pe sus nu ne-am uitat. Unde ar putea fi ultima, boss? Ultima. Și să sperăm că cea din urmă. Ultima bovniță. Știe cineva? Nocivanilor de pe Streamcraft. Acum sunt live pe Streamcraft, nocivanilor. Și cer ajutorul nocivanilor. Unde naiba este ultima bovniță? Una mai îmi trebuie, frate. Pe topogan, zice cineva. Ok, ok. Hai să vedem. Dar nu mai știu unde naiba era topoganul. Mai are? A, aici, aici, aici. Se poate să fie sus, să știi. Păi și cum urc? Oare putem urca pe partea asta? Ia. Ok, ok. S-ar putea să fie aici. Dar nu este, din păcate. Era un loc perfect. Nu e aici. Măcar ne-am dat pe topogan, nu? Corect? Oare am fost aici? Wait, what? Aici... Ba da, am fost. De aici am venit, mă. De aici am venit, frate. Unde poate fi ultima? Nocivanilor de pe Streamcraft, ajutați-mă. Cei de pe YouTube, când o să încercați să mă ajutați, o să fie deja prea târziu. Pentru că mă gândesc că o să trec, știi? Dar nocivanii de pe YouTube, vă rog.
De ce tot pic din picioare, mă enervează. În nisip, zice cineva. Ok, hai să vedem în nisip. Se poate, să știi, se poate. Foarte posibil. Ok, hai să mergem în nisip. Nisipul cred că era undeva din partea asta, nu? A, uite aici era nisipul. Ok. No, bun, și? Ar trebui să mai am lopățica. Unde-i lopățica? A, uite aici. Bun. Hai să căutăm, da. Și cum ne punem? Ia să ne punem noi pe jos. Să încercăm așa cu lopățica aia. Păi da, dar nu merge. Oare trebuie să căutăm în fiecare locușor de genul? Hai frate, că jocul ăsta deja e mult prea creepy. Dă-te în fanina ta. Pe bune. Am 2 ani și caut într-o groapă cu nisip la 3 noaptea. Come on, man. Nu e aici. Eu am încercat. Nu știu, e prea creepy pentru mine. Sincer vă zic. Mai bine îmi vine cineva în față și mă sperie. Să stau și să caut într-o groapă de nisip la 3 dimineața sau cât o fi? Nu, mersi. Unde ar putea fi, bă, oare? Ne mai trebuie una singură, boss. Doamne, ce creepy aici. Uai, am căzut! Ai de viața mea. Continu normal. Vai, zi-mi, te rog. Zi-mi, te rog, că nu trebuie să iau din nou alea. Unde neba suntem? Zi-mi, te rog, că nu trebuie să iau de la capăt. Cum ajung înapoi? Bă! Ia, putem merge pe aici? Nu putem. Uai, ce naiba se aude, frate? Și cum mai învârtim noi asta? Bă, da, ia să dau eu load from last checkpoint. Ah, nice. Bine, mă, bine, mă, frate. Bun, deci ne dă de aici în continuare. Unde naiba e ultima buvniță? Aveți idee în oriceva, lor, vă rog, din suflet, cei de pe StreamCraft. Unde naiba e ultima buvniță? Bă, dar nu vreau să mai cad din picioare. Oprește-te. Unde naiba o fi? O zis cineva că a văzut-o în pivniță. Ce pivniță, boss? Ok, mai putem intra aici? Ai de capul meu, ce dubios e. Acum eu am scos zgomotul ăsta, dar înainte nu am fost eu, da? Bă, da, aici o fi același loc. Asta e aceeași roată? Da. Păi atunci înseamnă că în direcția cealaltă am putea merge, nu? Înseamnă că de aici am venit noi. Până la urmă. Nu, nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg. Bă, m-a luat o razna. Cineva să mă ajute că nebunesc. Ia, aici am fost oare? Da, de aici am venit, cred. Bun, deci de aici ne putem sinucide dacă vrem, dar nu mulțumesc. Și ce naiba mai avem pe aici? Frate, mai trebuie o bufniță. Care, sincer să fiu cu voi, n-am nici cel mai mic habar unde este. Ok. Aici am fost, nu? Sau asta e alta? Hai să vedem. Cred că am fost aici. Da, am fost. Am crezut că e alta. A fost o buvniță la roata aceea, nociv. La ce roată? Bă, nebunesc. Cred că ăsta e sensul. Cred că nu există ultima buvniță. Am auzit ceva. Nebunesc, efectiv.
O singură bufniță mai îmi trebuie. Nu că nu mai pot, nu mai pot. Deja o iau razna. La roată, la roată. La început am văzut-o. Aia de unde ai venit? E bune, zi că era și n-am văzut. Zi serios. De aici, așa din partea asta? Băi, dar nu mai vreau să mă împiedic. Aici undeva, de aici din partea asta am venit noi, nu? Nu, m-am pierdut definitiv, m-am pierdut definitiv, sunt rip. Sunt efectiv rip. Acolo la roată. La ce roată, măi? Aici? Unde ați văzut-o voi, mă? Bă, uite-o, bă! What? Pe bune! Du-te, bă! Du-te, bă! Bă, da... Eu nu mai înțeleg. Nu pe... Wow, stai că se schimbă treaba. Nu pe aici am venit? Numai că am venit din partea cealaltă. Din partea asta am venit, nu? Uite, cred că de aici am venit. Da, pe topoganul ăsta am venit. Deci noi am venit pe aici. Și aia era altă parte, dar noi am mai învârtit o roată, nu mai înțeleg. Am luat o razna, jur, nu mai contează. Avem tot ce ne trebuie. Hai să urcăm. Păi și? A, și acum rămâne... Am înțeles, mă. Nu ne catapultează. Acum rămâne așa. Nu o să mai cadă. Bun, și putem urca aici. Bine, mă. Puh, let's go. Ce greu a fost, bă. O să ținem mai mult episodul ăsta pentru că m-am chinuit mult acolo. Mamă, bine că am reușit. Mulțumesc nocivanilor că mi-au arătat acolo. Hai să vedem ce ne mai rezervă jocul ăsta, frate. Se aud chestii super dubioase. Ok. Bun. Let's go. Avem o bicicletă aici. Și la podul ăsta voiam să ajungem noi. Acum ar trebui să pornească o nouă amintire. Hai să vedem. Dați-mi două secunde să mă aranjez aici pe scaun, că înnebunesc, și să-i dăm drumul. Bun. Hai să vedem. Acum începe amintirea. All right then, one more time, but that's it. Toate, i-am luat direct din mână, du-te naiba, au zis, ok, încă o dată, dar este ultima dată. Oh, finally, we must be getting closer. Ok, nice. Deci am scăpat și de amintirea asta nocivanilor. Hai să-i dăm în următoarea amintire. Du-du-du. Mamă, direct pe tunel suntem. Pac! Hai că mai facem încă una. Că ne-am chinuit acolo mult. Bun. Tot aici am ajuns, mă. O zis și el. O, ne-am întors înapoi. Băi, în episodul anterior, pentru cei care nu știu, am mai filmat două episoade. Cred că mai zis asta. Și le aveți pe canal, da? Să vă uitați și la ele că e cu poveste jocul și trebuie să aibă logică. Și acum zice, mama ta. Ar trebui să fie... A, uite-l mă pe Ursache. Salut! Zice, să nu-ți fie teamă. O să ne descurcăm împreună. Bun. Știu că o să putem, hai să vedem. A, fii atent. Acum avem asta. A, și-o punem tot acolo. Avem cutiuța. Ok, nice. Ce se întâmplă cu cutiuța? Ia, închidem. Și ne aduce în altă amintire acum, cred. A, și iar trebuie să învârtim. Uț. Puh, bă, nu vine să cred că am reușit până aici, mă. Suntem profesioniști. Aolo, se strică? O să explodeze. O să explodeze, cred. Sau nu? A, nu, ok. Ce naiba se întâmplă? Țineți-vă bine, nocivanilor. Și din nou, aparent,
o nouă aventură. Îl luăm, îl pieptănăm pe fratele nostru ursulețu și ne-am dus. Hai să vedem. Bun. Ăla-i. Pe tunel în jos. Bam. Sunt curios cine ne mai rezervă jocul ăsta, bă. Chiar sunt curios. Hai, loading. Bun, unde am ajuns? Bă, îmi place la nebunie jocul. Ce naiba facem și unde am ajuns? Suntem din nou în casă. Sau într-o altă casă. Nu suntem în casa noastră. A, zice... O zis ursul, ce naiba e locul ăsta? Trebuie să facem liniște. De ce naiba e un copac în mijlocul casei? Come on, man. De ce e un copac? Cine? Nu mai... Las-o așa. Cine ar vrea un copac? A, sunt mai mulți copaci. Yay! Ce naiba e aici? Ce naiba? Wow, am găsit un puzzle. Și lipsesc 3 piese. Ok, bănuiesc că ar trebui să găsesc eu cele 3 piese. Hai să vedem dacă sunt cumva pe aici. Nu. Okidoki, hai să o luăm. Uite una. Am găsit-o, nice. A, de sunt ascunse ele, mă. Bravo, mă, bine, mă. Ok, deci am găsit o piesă. Hai să o punem. Să vedem ce va fi. Hai, maică-mi-a acolo. Bun. Am pus prima piesă. Sunt eu? A, nu sunt eu, că e o fetiță. Bun, foarte dubios. A, și s-a deschis o parte. Și acum în partea asta trebuie să găsim o altă piesă a puzzle-ului. Și după tot așa. Ok. Unde ar putea fi piesa? De puzzle. Ok, nu mă așteptam la asta, sincer să fiu cu voi. Da, am trecut printr-un tablou care este la loc tablou acum. Ok. Bun, trebuie să găsim neapărat piesa de puzzle. Și pe aici oare? Alo? Mi-a arătat înainte că pot să deschid asta. Acum dintr-o dată nu mai pot. Cel puțin dubios. Și acum? A, mergem pe aici. Bun. Ne punem așa de-a bușlia, să nu cumva să picăm în apă. Și cred că pe aici, prin scorbura asta, ea merge. Merge. Go. Și ia să vedem unde naiba ajungem. Ce naiba e asta? What? Un sertar în copac? Pe bune? Frate, sunt sertare în copac. Poate fi mai dubios jocul ăsta de atât? No, ce trebuia să fac? A, cred că trebuia să merg pe acolo. Stai că am dat greș. Deci poate fi jocul ăsta mai dubios de atât, oare? Copac cu sertare. Am înțeles. Bun. Cel puțin creepy... Bă. Iar am căzut. E cel puțin creepy jocul ăsta, frate. Cum le-am mai urc eu acolo acum? A, ok, pe aici. Mi se părea că nu mai pot. Bun. Haide. Go. Și hai să mergem pe aici, pe geam. Bă, dar nu mai mergem, mă. Poate vreau să merg pe geam. Sper să nu mai pic chiar. A, ok, acum cred că merge ea. A, bine, gata, n-am deschis geamul suficient. Poc! Și unde naiba am mai ajuns? Frate, mai trebuie două bucăți de puzzle și m-am dus la 3 km de bucățile alea. Come on, man. Sau? Cum ar fi să ajungem tot acolo? Nu putem trece pe aici, mă gândesc. Dar trebuie să putem urca pe aici. Asta e lemn cu spătar. Un copac cu spătar, ok. Bun. Hai să vedem dacă putem intra pe aici. Tip-til pe burtă. Dum. Și am intrat. Bun. Ce naiba vrea să fie chestia asta de aici? Mă simt ca într-un obi. Aoleu, am picat.
Ia. Bun. Ce naiba se mai poate întâmpla, bă? Pun pariu că tot ce s-a întâmplat până acum e nimic în comparație cu ceea ce o să se întâmple. Ce naiba, e șobolanul ăla creepy. Ok. Am salvat de aici, bine, bine. Dăm asta deoparte. Două, mă, de tot. Am, mă, două de tot. Că trebuie să mă bag eu așa, tiptil, tiptil. Bun, și ce e? A, încă o piesă, încă o piesă. Let's go! Bun, deci mai trebuie încă una. Dar te rog, spune-mi că nu trebuie să mă întorc prin același loc. Te rog, fie-ți milă. Ok. Și ce fac de aici? Bă, m-am blocat. Hai să dau ăsta deoparte. M-am blocat. Pe bune. Îți? A, gata. Bun. Ăstea se deschid? Bineînțeles că nu. Și pe unde se presupune? A, gata, boss, că am găsit. Bă, ce tare e jocul. Copac cu sertare. Du-te, bă, și lasă-mă în pace. Frate, copac cu sertare, așa ceva n-o să mai vedeți decât la nocivi pe canal. Incredibil. Și ne ducem din nou pe tunel. Let's go. Bun. A, ok, și am ajuns aici. Și acum mă gândesc că ar trebui să mă întorc. Și să punem la loc partea aia de puzzle. Dar întrebarea... Okay. Am picat în apă. Da, frate, continuu, dar sper că nu mă dai de la mama naibii. A, m-o dat de aici, e ok. E ok. Bun. Nu găsesc calea de întoarcere. Trebuie să fie o cale, bă. Deci dacă mergem pe aici, ne aruncăm pe topogan. Lopoganul, bă-bă-băm. Și... ok. Trebuie să urcăm înapoi piestea, mă gândesc. Dacă pe aici am venit. Pare logic. Bam, bam, bam. A, nu, dar mă duc acum înăuntru, bă. Eu nu mai înțeleg nimic. Cred că nu e bine. Eu nu mai înțeleg. Pe aici trebuie să mergem? Uai, ce m-am pierdut, Doamne. N-a mers bine. Uai, ce m-am pierdut. Stai să dau din nou load. Ar trebui să mă dea de... Ok, unde suntem? De ce ne-o dat de aici? Come on, man! Frate, normal când dai load... Ia să mai dăm o dată. Normal când dai load, trebuie să te dea de unde ai salvat ultima oară. Oh my god. Asta nu e bine. Ok, nocivanilor. O să încerc să găsesc piesele de la puzzle și o să revenim cu episodul, că deja ne chinuim prea mult și nebunesc. Are episodul deja 28 de minute, eu zic că e suficient. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, recomandați clipul unui prieten, coleg de clasă sau orice mai aveți voi acolo. Vă promit că o să termin jocul și că o să apară. Cred că în următorul episod o să terminăm jocul, asta aș vrea. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată, toate cele bune. Instagram în dreapta jos să-l aveți, dați acolo un follow. În stânga sus anunțul prin care vă spun că în fiecare seară la ora 8 suntem live pe StreamCraft. Și aveți și primele două linkuri din descriere pentru a veni pe StreamCraft, iar tot în descriere aveți link către canalul secundar Nociv 2.0, unde m-aș bucura super mega mult dacă ați merge cu un subscribe pentru că postez zilnic. Acestea fiind spuse, toate cele bune și sunt curios ce naiba se mai întâmplă în jocul ăsta. Pa!